În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului, Sfințite Părinte, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Amin. Preacucernici părinți, drept slăvitori creștini. Din mila lui Dumnezeu suntem în duminica 11-a după Rusalii. În acest an s-a potrivit ca în aceeași zi, în această duminică, ca de altfel în fiecare an la data de 8 septembrie, să prăznuim nașterea Maicii Domnului. Avem 4 sărbători mari închinate Maicii Domnului. 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului. 21 noiembrie, intrarea în biserică a Maicii Domnului. 25 martie, buna vestire. Și 15 august, adormirea Maicii Domnului. 8 septembrie, Sfânta Mărie Mică. 15 august, Sfântă Mărie Mare. Un părinte pe care îl cunosc și îl prețuiesc în mod deosebit, care deci trăiește și ce mi-a spus este adevărat, mi-a mărturisit la un moment dat următorul lucru. Eram în Sfântul Altar, eu și paraclisierul, rânduiam câte ceva în biserică. Slujbă nu era, lume nu era. La un moment dat a venit un copil cam de vreo 6 anișori, să fi fost în clasa 0, clasa 1. Și l-am auzit, stând în fața icoanei Maicii Domnului, că vorbește cu Maica Domnului așa. Apoi mama lui Iisus, te văd și pe tine preocupată cu ale tale și probabil și îngrijorată și ocupată, le-ai fi având și tu pe ale tale. Dar uite ce te rog eu frumos. Când le mai rezolvi pe ale tale și ai un pic de timp, te rog mult să te ocupi și de mama mea. Că nu e bine. Eu prea bine nu știu ce are, dar îi văd pe toți în casă supărați și triști. Pe tata, pe bunicul, pe bunica. Și tot aud zicând de spital, de operație, de cancer, nu prea pricep eu bine ce și cum. Dar văd că mama nu e bine, iar noi în casă cu toții suntem de la o vreme foarte triști. Și eu am mai auzit, nu știu de la cine, când, cum, că tu poți să o vindeci. Ei, te rog eu frumos, chiar dacă ai multe pe cap și fii și tu cu ale tale, să nu mă uiți nici pe mine și pe mama mea. La un moment dat, părintele, paraclisierul vrea să vorbească cu părintele, l-a oprit ca să nu tulbere convorbirea și dialogul dintre fiu, dintre copil și Maica Domnului. Și a rămas părintele atât de mișcat și de impresionat. Pe când a vrut să iasă, să-l vadă pe copil, să-i dea o binecuvântare, copilul și-a zis ce a avut de zis, s-a întors și a plecat. Am stat și am urmărit și am verificat dacă îl mai văd pe copil, dacă îi cunosc părinții și am aflat cine este și ce este cu ei. Ca să aflu că într-adevăr mama lui avea cancer, că acum este în operație, că a fost în operație, că acum este în tratament postoperatoriu, oarecum în convalescență și că se nădăjduiește și toți nădăjduiesc că este pe drumul cel bun al vindecării. Asta a făcut un copil, aici, la noi, în București. Alt copil, vedea el că Maica Domnului cu copilul în brațe, cu Iisus Hristos, pruncul, stă tot acolo în icoană. Azi așa, mâine așa, poimine așa. Și el neîndumerit, acesta mai mic, o întreba pe mama lui, dar de ce stă Maica Domnului tot timpul cu copilul acolo în brațe, în icoană? Ei, când să dau jos de acolo? Ce fac de nu pleacă de acolo, de rămân tot acolo, pe loc? Păi nu, că ei acolo trebuie să stea, că ei sunt acolo ca să ne primească pe noi,
să venim să-i salutăm, să vorbim cu ei, să ne rugăm lor. Ea explica, mama, ce știu ea mai bine. Dar bine, dar ei cât stau acolo? Până când? Cum? Dar nu-i foame copilului de acolo, nu-i foame. El când mănâncă? Ce mănâncă? Nu-i foame că nu știu ce, că nu știu cum. Într-o bună zi, fiind numai cu bunica acasă, stând aproape de biserică, îi cere bunicii o bucată de pâine și se duce la icoană și o dă și zice, Maica Domnului, dă-i, măicuță, sau cum i-a zis el, dă-i copilului tău, dă-i să mănânce, că i-o fi și lui foame. Uite, eu ți-am adus pâinea asta, ia-o și să o mâncați, să nu să vă săturați, să nu flămânziți, să nu răbdați foame. Din icoană, Maica Domnului a întins mâna, a luat bucata de prescură sau de pâine și a zis copilului atât, îți mulțumesc și te asigur că niciodată nu va lipsi pâinea din casa ta. Ca să aflăm mai târziu că minunea s-a întâmplat aievea și că respectivul copil a ajuns un om destul de bogat. De ce, deci, ne închinăm noi și ne rugăm Maicii Domnului? La ea avem toată nădejdea, că toți le avem pe ale noastre, bune și rele, puține sau multe, grele sau ușoare, tot felul de încercări, de apăsări, de frământări, de necazuri, de boli, de suferințe, de patimi, de vicii, de neajunsuri. Și venim la ea cu evlavie și cu nădejde și cu credința că ea ne poate ajuta mijlocind la tronul Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, a Preasfintei Treimi, Domnul Dumnezeu, unde ducând ea rugăciunile noastre, oftaturile noastre, plânsetele noastre, le primim de acolo convertite în purtare de grijă, în binecuvântare, în izbăvire, în apărare, în vindecare sau în tămăduire. Și cine este de noi cel mai apropiat și la care avem cea mai mare îndrăzneală în acest sens, dacă nu Maica Domnului? De aceea, bine este oricând și oriunde, cu timp și fără timp, în tot locul și în tot ceasul, să ne rugăm Maicii Domnului, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Să-i citim un acatist, să cântăm un cuvinese cu adevărat, un axion, să ne închinăm aici icoanei sale, să o avem la loc de cinste în casele noastre, icoana ei cu candela aprinsă. Să-i citim viața, să punem numele de Maria copiilor noștri sau finilor sau apropiaților noștri. Pentru că Maica Domnului este cea care îmblânzește inima dreptului judecător. Ea mijlocește la el, purtând, cum am spus, rugăciunile noastre și cere lui ajutor. Așa cum a făcut-o odinioară, știți, în timpul Sfintei Evangheliei, în timpul vieții Mântuitorului, știm aceasta din Evanghelie, din Sfânta Scriptură, când ea la nunta din Cana Galilei a mișlocit atunci când organizatorii nunții nu mai aveau vin. Li s-a terminat vinul, ea a mișlocit la Iisus, fiul ei, spre a-i salva pe aceia și onoarea lor și cinstea lor, spre a nu rămâne de ocară, a mijlocit cerându-i lui facerea minunii celei din tâi prin transformarea apei în vin, spunându-le lor, să faceți tot ceea ce El vă va cere, ori vă va spune. Și așa ne spune și nouă. Ea-și face treaba ei, datoria ei, de a mijloci. Este mijlocitoare. Dar în același timp ea ne spune și ne cere nouă, ca și noi să facem ceea ce stă în dreptul nostru, ca obligație, spre a dobândi
tot binele de la Dumnezeu, toată izbăvirea, toată sfințirea, toată vindecarea, toată tămăduirea sau toată mântuirea. Venim la Maica Domnului aici și în alte părți, în bisericile și în mănăstirile noastre, sau în Sfântul Munte, sau în alte părți, dar și aici, în comunitatea noastră parohială, pentru că are hramul nașterea Maicii Domnului astăzi, 8 septembrie, venim deci cu credința că ea, ca o maică iubitoare, așa cum sunt toate mamele noastre, răbdătoare și înțelegătoare, cu multă empatie și cu multă dragoste față de noi și cu multă înțelegere și cu multă îngăduință, venim la ea rugându-ne ei să ne salveze copiii, să le lumineze mințile că tot începe mâine școala, să izbăvească pe ei de orice necaz, să-i apere pe ei de orice încercare, să-i izbăvească de orice neputință, de orice obstacol, de orice cursă, că vedeți în ce lume trăim și trăiesc copiii noștri, plină de tentații, plină de încercări, de tot felul, de ispite, de curse, de boli, de suferințe. Și atunci, ea, Maica Domnului, la insistențele noastre, la rugăciunile și la rugămințile noastre, cu adevărat, având noi toată încrederea în ea, toată încredințarea, toată credința, toată nădejdea, va cere lui Hristos Domnul să ne poarte de grijă, să ne apere, să ne izbăvească, să ne apere copiii, să-i lumineze, să-i înțelepțească, să-i izbăvească de atâtea curse la care ei sunt supuși în tot locul și în tot ceasul. Pe cei ispitiți cu consumul de droguri să-i tămăduiască și să-i izbăvească. Pe cei ispitiți cu jocurile de noroc de asemenea să-i izbăvească și să-i însănătoșească, să-i scoată din această neputință sau patimă. Pe cei cu alte patimi sau vicii, pe toți la oaltă și pe fiecare în parte, să-i tămăduiască și să-i vindece. Toate acestea le poate face Maica Domnului, mijlocind, ducând la Hristos Domnul rugăciunile noastre, cu condiția, cu condiția de a-i cere, de a ne ruga ei și lui, lui Hristos Domnul, de a ne închina icoane ei, de a-i cinsti zilele de prăznuire, de a-i cinsti și pe părinții ei, drepții părinții Joachim și Ana, pe care îi vom sărbători mâine, în fiecare an, la data de 9 septembrie, de a cinsti toate icoanele Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, de a-i citi acatistele, de a-i citi viața din Sinaxare, de a-i cânta tot felul de imne, axioane și tropare închinate ei, toate făcându-le cu credință, cu nădejde, cu dragoste și cu multă evlavie și cu multă sinceritate, ca astfel, cerându-i ei ajutorul, izbăvirea și purtarea de grijă, prin ea, Hristos Domnul, să ne dea tot ce ne trebuie și tot ce ne este nou de folos, spre zidirea, sfințirea și mântuirea noastră, făcându-ne împărtași astfel, încă de aici, de pe pământ, împărăției celei cerești și veșnice a preasfintei treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. La mulți și binecuvântați ani tuturor celor care aveți astăzi ziua onomastică. Amin.